Serviciul Județean de Ambulanță a avut destule solicitări în noaptea de Revelion și în zilele care au urmat. Majoritatea intervențiilor a avut loc pentru afecțiuni digestive, dar nu au lipsit și tentativele de suicid sau afecțiuni provocate de petarde. În ceea ce privește numărul de solicitări al Serviciului Județean de Ambulanță, acestea au fost în număr de 244, începând din noaptea de Revelion până astăzi de dimineață. Afecțiunile cu preponderență au fost durerile abdominale, urmând apoi pacienții cu probleme cardiace și hipertensivi. Intervenții deosebite nu au fost, au fost câteva tentative de suicid prin ingestie voluntară de medicamente, vreo 4, dar au fost transferați la UPU și nu s-a întâmplat nimic, 2 accidente rutiere fără ca victimele să prezinte leziuni grave, 2 traumatisme oculare, dintre care, din cauza de petarde, bineînțeles, dintre care unul a fost transferat la Spitalul de Ochi la București. Chiar dacă numărul solicitărilor a fost destul de mare, Revelionul de anul acesta a fost unul mai liniștit. Astfel, Serviciul Județean de Ambulanță a intervenit în mai puține cazuri decât în anii trecuți.